Salutare, prieteni! Marian pe stream. Astăzi vom încerca să facem ceea ce nu a reușit să facem azi noapte. Am încercat să mergem până la Câmpina cu trenul Regio 3017. O să redenumim titlul. Și vom numi încercarea numărul 2. Bună dimineața, Gabriel Dorobanțiu la datorie, Andrei R. Salut, salut, bine ai venit pe stream. Bun, hai să mergem. O să așteptăm un pic, sau să nu așteptăm, nu așteptăm. Mă gândeam să așteptăm să intre mai multă lume pe stream. Vom merge cu trenul Regio 3017 de la București până la Câmpina. De fapt, am putea să mergem chiar până la Comarnic, deoarece am semnalizat întregul tronson până la Comarnic și avem și catenara pusă, șina are super elevație, ar trebui să fie ok. Să vedem dacă nu crapă jocul de data aceasta. Desigur, bineînțeles, Gabriel observă, știe ce s-a întâmplat azi noapte, veșnic prezent. Hai să nu mai stăm pe gânduri, apăsăm start și vom începe streamul nostru. Bun, am revizuit, m-am uitat și la stream-ul de azi noapte și am văzut că calitatea sunetului era un pic ciudată, cel puțin ciudată. Să încercăm să modificăm un alta ce aș putea să fac la sunetul ăsta să fie bine, să nu fie rău. Aș putea să dau mai tare desktop. Cam așa. Să dau mai încet, poate, microfonul. Am impresia că microfonul captează cam orice. Se aude bine? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da, frumușel. Se putea anumite lucruri. Nu știu. Nu știu, e ceva ciudat în botul la locomotivă când e toată fața așa roșie. Parcă... Este perfect. Păi e bine când e bine. Gazul ăsta. Pentru cei care nu știu sau n-au văzut primul video cu Regio 3017, plecarea din Gara de Nord este la 6:22, scenariul va începe la 6:10, dându-ne suficient timp să garăm trenul la linia 2 în București Nord. Ok, am modificat și setările streamului. Ar trebui să fie o calitate un pic mai bună. Sper că calitatea e mai bună. Acum vom vedea. Desigur, conectăm bateria, ne mutăm în postul 2. Compresor, stație. Am mers. Ok, selectăm pantograful. Dacă să faci chestia asta. Bun. Momentan nu putem să folosim frâna. Viteza impusă 20. O validăm. Bun. Acum tot ce mai trebuie să mai facem este să așteptăm ca presiunea în compresor, doamne, presiunea să crească până peste 6. După care vom putea să ridicăm pantograful și să conectăm locomotiva la sursa de tensiune. Frumos, drăguț. Hai să verificăm presiunea, aproape că am ajuns unde trebuie. Bun, pantograful ridicat. Ok, prin compresor auxiliar. Pornim compresorul și ventilația.
și garam. DSD-ul. Era super fan dacă nu avea stele. Da, asta e. DSV anulat. Revărsăm. Ce faci, Hola. mă? Vezi că fac stream. Păi, fă stream, că eu oricum n-am ce stream să fac, la Brașov. Ești la Brașov? Nu, la tot, adică Da. ești pe ne, te aude lumea. Dacă vrei să-i și saluți, e foarte bine. Păi, salut, îi salut. Așa. Ce faci, mă, mai sunt? Ești la Brașov? Ce faci la Brașov? Ce să fac? Mă pregătesc să mai spun ora și să o ia de merg spre casă. De ce am avut eu induc proactiv la verde? Da. Da. Ce pot, Pur și m-am simplu distrat și eu eram pus eram și eu pe pus postăvarul, tovarul frumos, frumos, elegant, elegant, corespunzător. corespunzător. Da, Era dor. ai făcut prezența? Da, mi era dor de Da, altitudine puțin. cu ce ai fost cu telecabina? Păi normal. N-aveai decât Dar două opțiuni. spre surprinderea mea sunt chiar ieftine, dacă îți vine să crezi, nu mai sunt așa scumpe. Știi că într-o perioadă, cel puțin aia de la Bușteni, era foarte scumpă. Nu cred că ai Asta a exagerat, fost... cred că totul milioane. Cred că Păi, acum aș nu... permite lumea. E un milion de cum mai știu. Nu, asta a fost 35 dus întors. Și urcă până la 1800. Acolo e postul varul la 1799. Deci... Nu. No. Da. Și acum ce faci? Nu mai ai stare? Ți s-a făcut dor de mine? I-am zis să văd ce mai faci. Stream. Dacă tot Brașoveam, am zis să mă Ah. gândesc puțin și la rută. Ce? Da. Să aștept când ajungi și tu pe zona aia. Cu ruta. Mai durează, mă, man, mai ales acum sunt într-o perioadă în care nu prea am așa mare timp să lucrez. Lucrez maxim 4 ore pe săptămână, 5 la rută. Mai ales că mai mă pun să mai fac și cu un scenariu, durează o veșnicie. Da, nu-i bai. Nu. Nu-i bai. Aștept GM-ul să mai mă motivez să lucrez pe Urziceni acolo. Acum mai bine lucrez din partea asta. A, ți se ia, mă, nu, știi, se duce inspirația din puțul inspirației. Da, puțul creației Așa, milionari din... mă bârbeam, nu știam exact replica cui mei pe linia aici. Da, puțul creației a secat. Da. Asta e. Și când Ce ești să mai revenit? zic? Di seara. Dar nu Di te seara, trebuie, pe la te-ai 7. dus înainte de Paște, în loc să te duci de Paște, te duci înainte de Paște. Păi, ce să faci, mă, Gogule, că de De pași Paște sunt sunt cam cam luată luată deja deja foarte foarte multe multe chestii. chestii. Păi chiar și așa. Natrile. Bun. Bă, nu știu, să știi că am făcut un scenariu din ăsta cu foarte multe vagoane și mi se blochează jocul, frate, la un moment dat. Da, nu? Da, am făcut stream aseară și... Nu, crash, da, nu, pur și simplu se blochează, știi, ca pe vremuri, dacă ții minte perioada aia, 1999. Ciudat. Ce faci, mă, acolo? Îți deschizi punguța cu lăptix, așa, ai făcut acolo? Oh, da, e gravidă situația și prezintă umflături. Da. Da. Nu, hai că o să te las momentan.
Bine, man, ai grijă de corpul tău și distracție plăcută pe acolo. Pa, pa, pa. Ceau, ceau. Ok, bun. Ajungem la București Nord cu două erori de operare deja. Nu înțeleg de ce. La 6:17 mai avem, de fapt putem să zicem 6:18, mai avem 4 minute să rebrusăm și să plecăm spre Pina. Bun. Ok, începem filmarea. Ventilația. Oprim ecranul. Deconectăm locomotiva. Și desigur stația. Oprim și bateria. Încuiem tot ce se poate încuia. Și ne mutăm în postul 1. Selectăm pantograful corespunzător. Permitem îmbarcarea pasagerilor. Ce are, mă, nu mai vrea să mai merg? Pantograful e... Ok, conectăm din viitorul. Ah, nu am coborât pantograful. Ok, acum selectăm pandele pantografere selectate. Pantograf față, pantograf spate. Bun, ridicăm pantograful. Conectăm disjunctorul. Ok. Este 6:20, mai avem 2 minute. Viteza impusă 30. Urmată de 100 la oră. Ok, totul e bine, da? Zona neutră, nu uită, nu uită unde zona neutră. Compresor. Ce mai avem aici? Încălzire tren. Ventilația e ok. Far central, nu avem nevoie, totul e ok. Suntem pregătiți de parcurs. Da, am dat... a ridicat calitatea stream-ului. Nu știu dacă se vede mai clar, dar cu siguranță mănâncă mai multe resurse. Cu siguranță acest lucru se vede. Bine, nu mult, sunt 2-3 FPS-uri, dar... e tot de iritant, totuși. Avem aici pe... Ok, suntem gata de plecare.
Am plecat la drum. Drum bun, băieți. Acum, dacă stați să mă gândesc mai bine, e posibil ca OBS-ul să fi fost motivul pentru care am primit acel crash. Trecem pe lângă podul Gran. Avem acolo de bul Crivița și remiza Crivița în partea dreaptă, iar în partea stângă remiza Pasarat. Se vede mai clar, nu? Aha. Dar și consumă din resurse, să știi. Bine, nu. Aici am normal aveam 30, acum am 27 oscilatori. Bun, am trecut de Pocarpați. Urmează Pajura. Dacă nu mă înșel, ar trebui să apară trenul de Iași pe aici undeva.
iată Iașul. Salutăm. Am ajuns la București Iași Mare. Îmbarcăm pasagerii și verificăm traseul 630-631. Suntem bine. Să sperăm că vom fi și mai bine la ieșirea din cum îi spune domne Clivina. La Clivina cred că trebuie să modific scenariul. Ok. Așteptăm ca pasagerii să îmbarce și vom pleca către Chitina. Mă, băieți, merge bine stream-ul? Se pare că sunt probleme. Primesc aici niște indicative nașpa în YouTube. Video upload. Asta înseamnă, de-aia nu place să fac stream din Anglia. Poate în România lucrurile se vor schimba, dar în Anglia este absolut orice critic. Băieți. Acum se pare că merge bine, am verde. Deci, mie îmi vine net un cocolașe. Ai, prințesă, du-te mai acana. Bun, ne îndreptăm spre Chitila. Iată și linia de centură a Bucureștiului. Oficial intrăm în Ilfov. Dacă nu, deja eram.
Atila. Ok, am ajuns la Chitila, trebuia să ajung la 34, am ajuns la 33 jumate, bine. Ce avem noi aici? CFR Marfa. Suntem aproape gata de plecare. Ok, la drum, am plecat spre Buftea. Parcă ți-am dat gara de la Brașov. Parcă cui am dat gara Brașov. Bun. Ne pregătim pentru zona neutră. Să fie conectat. Poate cele mai întâi după aia. Bine, l-am deconectat.
Abia aștept. Ok, ne îndreptăm spre Putea, am spus de la Mișcația Cuciumeni. Salut, Ionuț Vișan, bine ai venit pe stream. Ne îndreptăm spre Pustea. Iată și drumul vechi spre Ploiești, bla bla bla. Nu avem galben. Mergem la 65 la oră. Facem pe 1. Iată, ne-a ajuns la Pustea. Ok, am ajuns bine. La și 41 trebuia să fim aici, astea la 40-50. Perfect. Perfect. Suntem niște adevărați la butoane, desigur. Ce a furat, mă, țiganii? N-au furat nimic, țiganii. Selecție meniu date M4. Momentan. Stai, să vedem la crimina ce face. Următoarea stație va fi Dârza.
partea verde. Asta n-am văzut detalii, este mișto. Bravo, mă, Zuz! Avem semne de întoprire, iată-l aici. Suntem pe frânare pentru dârza. MDTG pentru bagurile de toate zilele. Da, m-a mers. Aha. Deci, ia să ne unde se termină. Am înțeles, platforma invizibilă nu este foarte bună. La și 47 avem plecare. E mai mișto încă ăsta, ce vizibilitate mișto are aici. Marfă, frate, dar abia aștept clasica, ai ce vizibilitate pe alea. Trebuie să lucrez cu gradient. Dacă nu știi ce gradient ai, e simplu. Dacă nu, va trebui să o ridici manual. Vezi că sunt tutoriale pe YouTube, pe TV, e prim. Ok, ne îndreptăm către Paris, Periș, parcă.
ai grijă ce tragluri folosești, mare grijă, să nu ai două tragluri, că după aia te pomenești cu disparșinele obiectului. Nu avem un tren care vine din față, salutăm. Nu? Este frumos. Mergem la Câmpina, băieți, și astăzi mergem la munte. De fapt, la comarcă. Bă, cât de mișto e să vezi ca lumea pe parbriz. Aia era mișto clasică. Aia, frate, vizibilitate. OACS-urile vine cu anumite locomotive. Eu mi-am cumpărat un pachet, motiva buroasă, clasa BR86, dacă nu mă înșel, și vine și cu șimin și cu oițele. Dăm viteză spre Paris. Iar la Paris avem abatere cu viteză sportivă. Un tren. Avem acasă cu abatere sporită, o să mă duc atenție. Eu, pardon, câte pe șeordul, nu? Iată-ne și în Periș. A uitat-o cum plâng.
să vedem. Am ajuns bine, am ajuns foarte bine, foarte, foarte bine cu ei. Cu ventilație. Coborâm, mergem până la fast food de aici. Alo, bună ziua! Una bucată și-a urmat la băiatul? Ok, suntem gata de plecare? Gata de plecare. Ne apropiem de Sloviște, așteptăm să găsim indicațiile de întopire, de unde vom începe turnare. Și așa din Sloviște avem și zona neutră. Stația Sloviște.
îmbarcăm pasagerii și vom pleca spre Crivina, unde avem o staționare mai mare. Urmează zona neutră, desigur, nu uităm, nu uităm niciodată de zona neutră. Prea de vreme. Salut Zolti, salut! Bine ai venit pe stream, felicitări! Cred că aici nu-i 30. Ba da, e 30. Da. Mi se pare că e cea mai lentă portiune din tot jocul. În Brașovul ce ai mai făcut? Ai mai lucrat la el? Zolti?
Bun, și aici vom avea o mică pauză. Toată lumea a fugit la toalete, eu asta o să fac. Și revin imediat. Avem la dispoziție 5-4 minute. Revin imediat. Ok, revenit la așa, sunt în gândul de plecare, încă nu. Mai avem 2 minute. Așa 10, ce era puțin. Să oprim ventilația. Revin într-o secundă. Bun, 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 bun. Suntem gata de plecare și 8 minute și 9. Așa, dar și prin urmare. Mai să facem ceva cu un screenshot ceva. Nu? Așa. Cam așa ceva. Facem și noi un thumbnail la acest script, nu? Până acum n-am avut probleme, nu avem niciun, să zic așa, crash. Să sperăm că nici nu vom avea. Un minut și ceva.
la oră și ne îndreptăm spre Prahova, iar apoi Ploiești. Și un general. Mai contează că nu e ecualizat. Bă, 42, 242. Nu e idee bună, zi tu.
mă, o să mă înținem o viteză de 75 la oră pe pod. Aici și realitatea este restricție, deși eu n-am pus o pilotă. Dar conform livretului, ajunge foarte devreme în prauz. Ne îndreptăm spre Brazi. Încă un pic și vom intra pe noua porțiune spre Câmpina, de la Ploiești Vest. Vizita mai locomotiva la 4 vagoane, foarte ciudat, e overkill. Aici, la Brazi, am încerc sau nu mă aud deloc? Nu prea am zis nimica.
Am ajuns la Brazi. Următoarea stație va fi Ploiești Triaj, unde vom avea și abatere de 100 la oră, deși vom face V1, V2, de fapt nu facem V1, V2, vom da cu atenție după o depășire ordonată, că totuși nu este stație unde există semnale de ieșire, dacă nu mă înșel, chiar nu mai știu cum e, cred că există semnale de ieșire, sunt chiar curios să văd ce succesiune de, de indicații am acum. Sau de bine acum. Iată, oameni buni, Brazi. Asta așa, e cu dunga asta neagră așa și aici, în realitate, e așa e, nu? Mă făceai tu aia. Bun, ne apropiem de ora de plecare și 24. Avem în stânga rafinăria. Ce mai ajutor. Îmi place că e mai multă vizibilitate, știi? Bordul ăla ia tot de vedere, mai ales și perdeluțele. Chiar nu mai vezi nimic.
Bă, nu știu, nu e pierde asta de vedere. Așa e modelul, e cool. De data asta n-a mai crăpat. Se pare că pur și simplu a fost problemă întâmplătoare, sper. Așa cum ne-au obișnuit pe noi de ursă. Instabil ca de fiecare dată. Avem un tren. N-am claxonat eu. N-am claxonat, uite, ești nebun. Am alfarul cum trece pe deasupra pe aici, știi? Ce-am făcut? N-am făcut atent. N-am făcut V2. S-a scriptat V2. Dar de ce V2? Cum să fie? Trebuia să respect V2. Hai, nu l-am luat, avem greu, nu știu ce să fac. Nu înțeleg, deci trebuia să fac V2 când am verde în față.
cumva aia s-o fi schimbat, știi? Nu, s-a schimbat, da? Ia uitați-l pe Bobiț. Genule, ce faci, mă? Vezi pe unde vine? Bun, ajungem în proiect vest. Știu ce le-a făcut aici, încă nu am configurat perioadele să pot să-i pasager nebun. Da, la apoi se cam termină jocul pe aici. Mamă, dar farul era cu motiva asta, cu farul central, la multe resurse, grave. Bun, mergem spre Buda. La Buda. ECV 2.1 nu mai e activ farul central, îmi zici sau mă întrebi? Da,
nu știu ce, credeai că am descărcat și versiunea aia, dar se pare că nu. Pasagerii, cât de timpuri sunt? Da, bine, bine. Totuși să fim ventilați. Bun, dragii mei, mai avem puțin și ajungem la Câmpina. Suntem la Buda, urmează Orăș-Prahova, Bobolia și Câmpina. Și vom face și un mic teaser și vom merge până la Comarnic. Deși țineți bine aminte, luați bine aminte, nu este gata încă. Dar o să mergem până la Comarnic, avem semnalele puse, inductorii sunt montați, catenarea este montată. Iar pe aici, pe acolo, chiar este vegetat frumos și aranjat. Dar nu prea mult. Da. Da, este. Se lucrează deja. Păi, de ce că se fac și extensia București-Turziceni? Din cauza la GM.
Da, deci începem să urcăm către pantă de opas. Începem să urcăm spre munte. Aici este porțiunea dintre Buda și Florești, unde s-a testat vagonul AVA 200. Știți, atenție echipa de filmare, nu? Că singurul motiv pentru care s-a atins 200 la oră era din cauza că se mergea la vale. Uite ce greu trage asta la deal. Equalizat. Da, da, are, stai liniștit. Se face bine. Dar arată bine, arată bine, stai liniștit, este ce trebuie. Care ne anunță că ne apropiem de zona montană. Eu nu mergem la lag, am impresia că conectivitatea este un pic mai proastă, din păcate. Salut, Costi! Așa vă merge la toți băieți care mai sunteți pe aici, puteți să confirmați că există un lag. Lag există deoarece conexiunea nu este instantă, ce-i drept. Acum nu știu dacă tu când zici lag te referi la FPS sau la delay, la latență. Internet britanic, corect. Foarte bine spus, în două cuvinte. Ne apropiem de munte.
pare rău că se vedeam. Astăzi am optat să am o claritate mai bună la stream și se pare că nu dă roate. Adică claritatea am înțeles că e mai bună decât cea de ieri, dar se pare că avem probleme cu latența scăzută. Din cauza, bineînțeles, a internetului grozav din Marea Britanie. În clipa asta suntem la bordul trenului Regio 3017 din direcția București către Brașov și noi vom merge pe Fortuna până la Comarnic. Bun, ne apropiem de Florești Prahova. Putem zări munții în zare. Avem galben în stația Florești Prahova. Semnalizarea este de tip DTV. Măcar n-am putut instalat. Dar cred că dacă mai joc Flight Simulator, nu știu dacă mai joc pe 3D, cred că mă mut și eu pe X-Play. E mai modern, dar mă enervează că n-are anotimp. Atenție, depășire ordonată. Acum cât de mult durează să testezi un scenariu, adică ai mers, frate, 2 ore și pe final te dai cu capul de pereți. Ia uite ce apune aici, roșu. Este un tren care vine pe firul fals. Ia să vedem. Am dreptate? Am dreptate. Lentule, trebuia să mă fi depășit până acum. Și are verde-galben. Intră în abatere. Corect. Asta e. Așteptăm. Trece pe directă. Trece. Trecerea-i. Da, da, vino, trăiți, arție. Tu ai prioritate, zmeule. Trebuia să vin coada mea. Aici am greșit când am făcut scenariu. Măcar nu mai stăm în crivina, stăm la intrarea în crivina, nu?
Ce să mai zici? Asta e, așteptăm. Merge cu 30 la oră, că intră în abatere. E frumos. Pentru că avea verde-galben, dacă erai atent, semnalul lui indica verde-galben. Verde-galben înseamnă intrare în abatere cu viteză scăzută, 30 la oră. Da, deci el practică acum, intrare în abatere înseamnă că are macaz și va face aici dreapta. Vezi, intră pe tirul meu, de-aia eu am roșu, pentru că am macazul în contra. Și imediat ce mi eliberează firul, blocul, imediat ce eliberează blocul, eu ar trebui să am verde. Oricum, asta din cauza că eu n-am reușit să ajung să testez scenariul până aici, dar o testez acum și văd unde este problema. Iată cum accelerează acum, deja începe să treacă din ăla viteza de top. Dacă ai semnalele, ai manual la semnale și găsești acolo tot ce ai nevoie, manualul semnalelor. Așa, așa, așa. Bun, avem galben, galben. Nici să nu îndrăznești să-i la vale. Bun, plecăm. Îi dăm atenție la inductor. N-avem voie să depășim 50 la oră. Avem voie să ajungem la inductor. Da, te duci la Cenafer, îți faci dosarul și aștepți 2 ani de zile până te cheamă. Există o mare coadă. Cenafer este pe strada Crișuțeaua Griviței, undeva mai sus de la Gara de Nord, de fapt, unde e și depou, practic, unde e depoul la Griviță. La ora, dar dublu galben înseamnă 30. Și la minunata stație Florești Prahova avem plecare la și la 7:57 prin ventilație. Ok. De aici de la Florești Prahova până la Câmpia să merge tot 100 la oră, până în Comarnic de fapt. Deci la Ploiești Veste 90. Restul e 100 pentru trenurile regio. Ok. Deci, pentru cei care nu știu, vitezele pe traseu sunt pe livret. Ok, suntem aproape gata de plecare. Punem ventilație.
Da, și eu aș vrea. Ok, în față avem indicații galben-verde, ceea ce înseamnă intrare în abatere cu viteză scăzută. Viteză scăzută înseamnă 30 la oră. Explic, mai ales că aici sunt DTV-uri în două culori. Îndreptăm spre Bobolia. Imediat după viaduct, intrăm în munte de la Bobolia. Hai, hai, fetița. Am intrat pe Valea Prahovei. A, stai că încă n-ai văzut nimic, zăl. Mai bun ca mine. Da, nu fac unde să mă bun, ne mutăm pe postul, în cabina ajutorului de mecanic. E vizibilitatea mai bună.
începe coborârea în lunga râului Prahova. De fapt, coborârea. Practic, trenul nu mai coboară. De fapt, nu mai urcă. Da, mai frumos aici, nu mai. Suntem în halta Bobolia. Niște aventuri mici la trecerea de nivel cu care te-a dat. Oprirea e Câmpina. Fly charts, apar n-am. Thank you.
artificial la munte. Îmi place foarte mult să se vede pe aici. Oficial am trecut de linie limita a celor 2 ore. Uitați aici ce urcare avem de la Câmpini. Că la cum e întrebarea cât de mult am stat eu să mă gândesc ce vei să întreb, ci atât de logic mi se pare că alea sunt porne kilometrice, știi? Da, viteza stabilită e viteza de pe livret. Adică asta. Bun, suntem la Câmpina, suntem timpurii. Ok. Vom merge la Comarnic, dar de aici încolo nu este completă. Se lucrează, este un lucru. Vă voi prezenta cum arată. Nu, limitările respective ți le dă când pleci pe traseu. Livretul este permanent, temporarele sunt temporare, le primești înainte de a pleca pe traseu.
urmează Breaza, Nistorești, Breaza Nord și Tomari. N-am lag la joc, internet de Anglia. Am vrut, am mai explicat, am vrut să am calitate mai bună la stream, dar se pare că mi-afectează bandwidth. Ce lava de pentru. Salut, Andrei Sim, ai venit și trebuie să sparge gașca. Ajungem la Comarni și gata. Aici este Breaza, am mai lucrat un pic pe la Breaza. Aici e Breaza. Foarte lung frumos la care asta.
eu am lucrat atât de mult la rută că eu nu m-am dat niciodată. Cred că am aproape un an de când nu m-am mai dat de la cap la zero. Aici abia s-a terminat cu linia, catenara, semnalele, inductorii. Acum ales să merg până la Comarnic să văd dacă semnalele funcționează corespunzător. Ce pot să spun e că undeva am greșit și nu funcționează exact cum aș fi dorit. De exemplu, pe firul fals ar trebui să am roșu pe direcția înainte și nu am. Am verde pe ambele părți. Să vorbesc cu Remus, directorul care e fals. Putea să fim un pic de așa, să mergem direct până la Sinaia. Aha. Dacă careva să vadă cam cum arată așa o rută goală, fără catenară, fără nimic până la Sinaia. Careva pasionat să vadă nimic. Să mergem până la Brașov, da, da. mai facem o oră de stream. Da, mai am gândit eu până la Brașov. Nu m-am gândit că cineva ar vrea să vadă nimic, dar na, se pare că există amatori. Da, dar nu o să mai mergem cu oprire în toată stația. Ai plictisitor! Nu mai, că nu mai am timp. Facem altă dată, dar ne oprim la Sinaia. Hai să zicem. Dar e... Cum să vă zic? E muncă crudă. Abia s-a netezit terenul. Că s-a ridicat munții. Mai e. Da, pe aici seamănă cum este semnul. Greu. Și dacă fac live,
merge greu, merge în lac, merge... Trebuie să reduc claritatea la 720 fix, așa. Am să fac cu 1080. Dar uitați-vă și voi ce fel de tren aici. Vă dați seama ce o să fie la marfă, nu chinul de pe lume. Gata, trebuie să... să rămâi prin vreo pantă de asta cu un tren greu. Și nici nu trebuie să fie frână, doar îl lași pe liber și frânează singur. Păi na, eu nu știu acum, ai lucrat și tu pe den. Ok, urmează comarnic. Scenarii până la Comarnic și să primesc scenarii complet aici. Foarte mare, mi-a luat
două ore și tot nu e ok scenariul ăsta, știi? Tot am avut chestii care le-am văzut că trebuie să fie modificate. E rupere. Și asta e numai până la comarnic. În fine. Băieți, din păcate nu putem merge până la scenariul ăsta, să vedeți și voi. Nu fac nimic, dar efectiv am roșu, trebuie să opresc. Și dacă trec și nu opresc, îmi zice că oricum am pierdut scenariul. E conceput să fie până acum. Da, de aici încolo, dacă mă lasă, se merge spre, să zic așa, Posada, nu mă lasă de aici încolo, și apoi urmează Valea Largă și Sinaia. Oricum, cam atât pentru streamul de astăzi. Hai să debarcăm pasagerii. Aici și locomotiva. Ok. Scenariu incomplet, desigur, pentru că, vedeți voi, am avut câteva greșeli. Dar cam asta a fost scenariul. Sper ca pe reluare stream-ul să meargă mult mai bine, mult mai fluent și să-l revedeți cu plăcere. Până data viitoare, Marian vă salută, rămâneți cu bine și ne vedem, sper eu, sănătoși data viitoare. Rămâneți cu bine. Ceau, ceau, băieți!